Următoarea invitată este șefa serviciului cabinet al Centrului Chinologic Sibiu. Îl vom cunoaște și pe unul dintre cei mai premiați câini, ciucă nu-i vorba de tine, dar până atunci intră în platou Alina Maria Radu. Ham, ham! Dacă este mărs, poliția are talent și vine pe la noi Alina Maria Radu, 2 stele. 2 stele. Înseamnă, e bine? E mai bine 2 stele decât astea? Bineînțeles. Urmează 3 și apoi 4? Urmează 3 și după aceea altă steluță mai mare. Și apoi urmează foarte multe jnururi, așa. Acum o să vedem ce urmează, nu trebuie să ne hazardăm chiar 37 așa. De ani? 37 de ani. Vă rog frumos să luați loc. Mulțumesc. Avem am înțeles, discuta, am înțeles, dar din partea Centrului Chinologic Sibiu, da? Da. Instituție pe care o reprezint astăzi. Mai ales că astăzi o să vină și un cățel foarte... Sigur că da, un cățel... Medaliat. Un dintre cei mai buni căței, nu știu, da. Medaliat, vine imediat. Medaliat, sigur. Vă rog frumos, până una alta să discutăm, luați un loc pe canapea. Am înțeles. Trăiți! E bine aici, domnul Măruță? E perfect. Mulțumesc. Deci, dumneavoastră, sunteți foarte talentată, sunteți la poliție, cum spuneam ceva mai devreme, da? Și, Alina, îți place și muzica populară? Îmi place foarte mult muzica populară. Și cum te-ai apucat? De ce anume? De muzica populară? De muzica populară, nu știu, e greu de spus, pentru că am îndrăgit muzica populară dintotdeauna. Adică nu găsesc un reper în evoluția mea sau de la începuturile mele, în care să spun, uite, din momentul ăsta. Da, eu știu mi-a plăcut că... să cânt dintotdeauna, da. Eu știu că la bloc, când erai mică, făceai ordine pe acolo. Și de acolo știu că îți plăcea de mică meseria de polițist. De asta vreau să aflu pe asta de cântat. Da, făceam ordine, acum fie vorba între noi, nu ne aude nimeni, eu mai cafteam băieții. Asta e, mă, bine! Asta e, dacă se legau de fetele, mă rog, vecinele mele... Deci băteai pe băieți? Nu neapărat, nu-i băteam, îi mai, cum să spun eu, zdruncinam așa. Ce poreclă aveai? Zmotoceam, nu aveam poreclă. Sau cel puțin eu nu știu de ea. Ninja? Nu, ulterior am, ceva de genul, da, ulterior. Ulterior eram, ulterior. Da, am devenit Xena, prințesa războinică. Și de când ești la poliție? Sunt la poliție din anul 2007, dar am urmat cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, da, București, Facultatea de Arhivistică. Sunt promoția 2005. Am lucrat un an jumătate în arhivă și după aceea am trecut în corpul ofițerilor, adică m-am mutat la arma poliție. Să știți că Alina Maria Radu din Sibiu o să ne cânte muzică populară și asta o să se întâmple puțin mai târziu, că trebuie să se schimbe. Eu îți mulțumesc mult că ai venit aici și le mulțumim mult și șefilor tăi că te-au lăsat să vii la emisiune, pentru că știu că întotdeauna trebuie un acord. Așa mi este. Se pare firesc, o să ne cânți puțin mai încolo, pentru că acum tu mai ai încă un invitat și anume e vorba da, de... Da, este vorba de, spun eu. De Beni? Da, Bani, colegul meu, da, agent șef principal, domnul Silviu Stan și câinele Bani. Bani, perfect. Da, un câine cu un bogat palmares în ceea ce privește competițiile sportive la categoria câinilor de serviciu. Deci câinele ăsta lucrează, are carte de muncă la poliție. Are, da, are carte de muncă la poliție, da, dacă ar fi să discutăm din punctul ăsta de vedere. Da. Și e disciplinat și e cu minte. Este un câine foarte bun, are un instructor foarte bun, așadar... Hai că-l vedem imediat. Până una alta, Raluca Boloș, draga mea colegă, ai aflat, vine Bani la emisiune, medaliat, disciplinat. Sani ce face? Atât am avut de întrebat. Pe Sani numai prin vacanțe îl țineți. Am o colegă care are un cățel, Sani, are rubrică la noi, la proprietate, carte de muncă, pontează în fiecare vineri. De ce? E foarte așa, bun. Și are acum un nume, pe colegul are, Bani de la poliție. Are un nume predestinat, așadar... Sani și Bani. Bani, să vină! Bună ziua! Prea bine să mă apropii de Bani. Putem să dăm noroc? Sigur nu se supără? Să trăiți. Salut, Bani. Este familiară acum, intrarea lăsați asta. Lăsați că eu stau lângă dumneavoastră aici. Stați dumneavoastră acolo că e mai ok, e mai bine. Vă rog frumos, domnul Silviu Stan și medaliatul Bani, da? Da. Hai, Bani. Poate să ia vreo stea între timp. Sunteți măritată? Nu mai sunt. Ah, e ok, atunci pot să stau lângă dumneavoastră aici. Așa. Salut, salut, Bani. E unul dintre cei mai premiați câini din poliție? Da,
Este un ciobănesc german, sunt un timp modest, dar acum e timpul, adică e timpul. E bine să laud câinele meu, că e cel mai premiat din poliție la momentul de față. Și intrarea asta era foarte familiară pentru el, pentru că în tinerețe a participat la o piesă de teatru. Dacă aveți timp să treceți prin Sibiu și să urmăriți piesa de teatru de ale Carnavalului, în care trebuia să caute niște infractori într-un dulap. Și era foarte familiar când se deschid uși să intre să tămare pe cineva. Aha. Și de asta era puțin mai atent și mai nervos în partea de început. De asta a intrat așa mai nervos, da. A crezut că e în piesa de teatru. Da. Dar s-a terminat actoria cu el, are 10 ani. Pe ce zi născut? Sincer, ziua chiar nu știu. Mamă, dar acum iertați-mă, are dinți de metal? Da. De în urma ce? E prima dată când? Da, cred că e singurul câine din România. De ce? Am câinele acesta participă la misiuni de intervenție alături de colegii noștri de la structurile de intervenție, după cum puteți vedea în pozele din Stai că le vedem și pe ecran, așa. Și este necesită antrenamente dure din punct de vedere al efortului și din punct de vedere al intervenției. În una din antrenamentele pe care le-a făcut, a trebuit să alerge o distanță foarte mare, având o viteză mare de la impact, când a trebuit să imobilizeze infractorul. Persoana care marca infractorul și a rupt un canin. Și la momentul acela a trebuit să, ca să poată să continuă cariera, a trebuit să-i înlocuim caninul și să-i punem... Are implant de dinți, nu? Doi nu canin. Are implant. Jos în capace și la dintele care a fost pus, e pus un capac mai mare. Acum sau... Dar foarte bine. Și uite, și câinii... Uitați aici. Asta, wow, leu. Așa erau la început. Dar bine că după aia mai trebuie să mai fac. Am mai făcut multe antrenamente și e un câine foarte... Prietenul tău cel mai bun? Da, pot să spun că da, e prietenul meu foarte bun. Până la vârsta de, cred că, 4 ani de zile nu a acceptat pe nimeni în preajmă. Dar vreau să întreb, îl iei acasă, nu? Adică, după ce va fi pensionat, urmează să fie pensionat cât de curând și după ce va fi pensionat o să fie luat cu siguranță acasă. Dar acum el stă la centru acolo? Da, stă la centru. Stă la centru. Și când o să fie pensionat, îl iei tu, nu? Normal, nici nu cape discuție. E ca viața ta. Da. Știu că a fost și în Spania. Am fost în foarte multe misiuni naționale și internaționale, multe dintre ele, cele care au avut intervenții. Misiuni cele mai reușite au fost în Spania, unde a trebuit să căutăm imigranții care încercau să pătrundă ilegal pe teritoriul Spaniei și practic pe teritoriul europei, și acolo a găsit foarte multe persoane. M-a ajutat de foarte multe ori. E un superb ciobănesc german, nu? Belgian. Belgian? Da. Ciobănesc belgian. Nu știu că este ciobănesc belgian. Da, Malino. El este banii. Fiecare țară trebuie să aibă. Felicitări ție, pentru că am înțeles că ești unul dintre cei mai tari instructori. Mulțumesc pentru apreciere. Este, nu? Este, da, sigur. Că e foarte modest, și să știi. Este el modest, dar degeaba el modest, că performanța spune cât de tare. Corect, așa este. Ești foarte tare și mă bucur mult că ești astăzi aici. Felicitări. Faci o muncă nu ușoară. Și bravo ție. Munca noastră nu se reflectă doar în, nu se poate reproduce în cele câteva minute care sunt alocate timpului în care vorbim, dar vă invităm, dacă aveți timp, pe la Centrul Kinologic să faceți asta, sau dacă vreți acum în direct, puteți să faceți vă invităm să faceți o provocare. O provocare? Da. Am văzut că sunteți fani. Lăsați, că e în regulă, eu salut banii. Nu prea vine să fac nicio provocare. Numai după privirea asta. Da, salut. Okay. Și poți să-i zici să se ducă să ia telefonul lui Ciucă? Nu pot. Poți să-l pui să latre? Poți să-l pun să latre, poți să-l adul pe Ciucă, dacă se îmbracă într-un costum de protecție. Da. De acolo. Poți să-l faci să... Mani. Nu, să... Sau Ciucă. Și are dinți, are dinți de metal. Mamă. Nu eu, ei. Dar salută și pe domnul. Să nu-mi sari în brațe, măruță, te rog. Să nu-mi sari în brațe, încearcă să te abții. Să știți că eu sunt de fapt curajos. Da, se vede, se vede. S-a simțit, sigur că da.
Facem de spectacol. Silviu? Nu e că deci... e... Silviu? A te pus rog. Ochii pe domnul Ciucă, e vedetă. Are și Instagram, probabil, de-aia. Cine, Ciucă? Ciucă, da. Te rog, nu de altceva, dar Măruță o să-mi șifoneze sacoul dacă... Nu, nu, arătați foarte bine. Am uitat că sunteți în uniformă. Da. Vă las să vă schimbați pentru că o să veniți să ne cântați ceva muzică populară, da? Vă sigur, mulțumesc mult, sunteți foarte frumoasă și mulțumesc, să știți că apreciem frumos. Foarte mult polițiștii talentați. Mulțumesc, mulțumim mult de tot. Banii ești foarte frumos și foarte tare. Mulțumesc. Și bravo, felicitări. Acum stai un pic, mă, Silviu. Tu ai venit cu punga aia cu medalii și nu l-ai scos? Păi ai venit cu punga și ai lăsat-o lângă tine, așa? Dă un pic încoace mie punga, lasă, ține tu pe banii. Păi, oameni buni, ia uitați-mă, oameni buni. Noi suntem învățați să venim și să plecăm. Nu, păi ești învățat să vii, să pleci. Noroc că am văzut că ai punga la tine și tu ai venit cu toate medalile astea într-o pungă. Ce, mă, nene, mă. Are cusoane și medalii. Și uite, și articole din presă, nu? Da. Cea mai deci, importantă... mă, nene, uitați câte medalii are câinele ăsta. Dar sunt toate ale lui și uite, sunt și ale tale. Da, am participat probabil. Că de fapt, nu... lume o medalie și tu. Da, dar totul e meritul lui. Adică e meritul lui că m-a suportat, e meritul lui că mi-a fost alături. Mamă, deci ce mai are toate diplomele posibile din România și toate medalele. Felicitări, banii, felicitări din toată inima. Da, cât acolo... are salariul pe lume? Are salariul, are. Muncește zilnic pentru mâncarea care i se alocată și este alocată și pentru atenția pe care i-o dăm noi. Foarte practic frumos. E cel mai ieftin mijloc din dotare al poliției române și cel mai eficient. cel mai ieftin, corect. Da, acolo am o amintire foarte frumoasă cu câinele, cu banii. Este faptul că în Bulgaria am participat la un concurs, trebuia să prelucreze o urmă și atât de mult a plouat în ziua aia după ce s-a trasat urma, încât practic era un luciu de apă. Și a găsit urma și obiectele respective. Am luat locul 2 pentru că a fost un coleg bulgar mai bun decât... Mulțumim mult de tot, Silviu, felicitări pentru tine și pentru banii. V-am zis ceva mai devreme, poliția are talent, Ana Alina Maria Radu, să rătrăiți. De fapt, acum mai este să trăiți, sunteți să înfloriți. Acum este cu mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, să țineți microfonul un pic mai aproape ca să vă auziți și la poliția din Sibiu, da? Am înțeles. Perfect, vedeți că aici este și colegul noastră de la poliție și este și cățelul. A plecat cățelul? Nu, n-a plecat cățelul. Banii n-a plecat. Vă mulțumim mult de tot, să aveți baftă, Instagram, Facebook. Da, Alina Maria sunt pe Facebook. Alina Maria atât? Atât, da, am o poză frumoasă de profil acolo, alb-negru. Să vă recunoască lumea. Sigur că da. Perfect, vă mulțumesc mult de tot, ne cântați, ne cântă un polițist talentat, Alina Maria Radu, iar noi, mine, oameni buni, ne vedem la ora 3. Până atunci, pe pagina mea de Instagram, Cătălin Măruță, vă aștept și pe pagina emisiunii, la Măruță, liniță jos, Pro TV, seară frumoasă, toate cele bune, la revedere, pa! Și descoperă cea de mâine, la 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 la, a juca o săptămână, la 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 la. Și descoperă cea de mâine, la 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 la, a juca o săptămână, la 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 la. Bat copii în campo gele, la 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 la, să s-a răscând cei din miele, la 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 la. Dragul meu, cu cine joc, la 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 la, că miroase a busuioc, la 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 la. Dragul meu, cu cine joc, la 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 la, că miroase a busuioc, la 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 la. Mă mir de voi și ascultați, la 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 la, pură paz de nu jucați.
iar țână muzical, la 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 la, până la ziua știu juca, la 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 la, vreau mândru legănat, la 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 la, cum să joacă prin banat, la 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 la.